Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Ei bine, ziua de joi, ziua lui Jupiter, Jupiter prin berbec, dar mai mult decât atât, este o zi cu emoții foarte mari, este o zi în care avem parte de o eclipsă hibridă, da? Adică e cu inele sau e o eclipsă totală, depinde pe unde ne aflăm, da? Când o vedem, doar că nu o să fie vizibilă la noi în Europa, asta e bine, însă va fi vizibilă undeva prin nordul Australiei, undeva pe acolo, nu vreau să intru în detalii foarte mult. Ideea este că Uranus cam e pe ascendent, da? Și vine cu niște schimbări foarte mari. Este o lună nouă în berbec, a doua, da? Este foarte aproape de nodul nord, este la gradul 29, un grad anaretic, deci cu atât mai mult lucrurile vor fi ciudate. Discutăm despre o eclipsă care va schimba destul de mult lumea, da? Va fi lumea înainte de eclipsă și după eclipsă, viața noastră înainte de eclipsă și după eclipsă. Bineînțeles că efectele ei se simt cu câteva zile înainte și cu siguranță fiecare a pățit câte ceva sau vi s-au arătat semne, s-au întâmplat diferite evenimente, dar o să o simțim și după. Și din punctul meu de vedere, eclipsa asta face trecerea, da? Pentru ceea ce se va întâmpla în vară, suntem luați de pe acum, da, pentru că da, urmează o perioadă foarte ciudată pentru toată lumea, mai ales pe tot ce ține de relații. Relația cu părinții, relația cu rudele, relația cu partenerul de viață, relația cu ceilalți, relația cu tine, asocieri, contracte, parteneriate, toată zona asta. Da? Zona relațiilor va fi foarte activă. Vă spuneam eu că în luna aprilie vom asista la foarte multe lucruri ciudate legate de înțelegeri care se fac, relații care se formează, relații care se rup brusc, da? Da, și așa a fost, da? Avem justiția și avem judecata, data de 20. Păi e cam judecata de apoi, iar energia generală este moartea. E clar aici vorba despre o rupere, o despărțire. Poți să cunoști pe cineva, un contract se poate rupe sau poți să semnezi un nou contract, de ce nu? Luna asta nouă vine cu un nou început, doar că Pluto e și el implicat. Pluto e guvernator oarecum, da? Guvernator secundar. Ei, e prin vărsător și nu prea place povestea asta. Discutăm despre o zi cu foarte mari tensiuni, în general în lume, dar și pentru noi ca indivizi. Da? Este vorba despre un sfârșit, dar și despre un nou început, o resetare dacă vreți. Pentru fiecare dintre noi. O să discut pentru fiecare zodie pe unde e resetarea. E vorba de ceva ce a fost amânat, da? E vorba de ceva ce a fost ascuns, probabil pe luna nouă, care a mai fost cam acum o lună. Probabil am simțit noi ceva, am mai vrut noi așa un nou început, am spus, că e interesant, uite, facem și apoi ne-am pierdut entuziasmul, acum nu mai merge. Da? E și Pluto implicat în poveste, plus că e un moment de sacrificiu, da? Și e un moment în care adevărul iese la suprafață, oricât de dureros ar fi și na, până la urmă ele eliberează. Da? O zi în care și soarele se mută în Taur, se ceartă și el cu Pluto direct, chiar o zi în care lucrurile se vor întâmpla pe repede înainte, se vor întâmpla foarte multe lucruri, va fi o zi aglomerată, chiar dacă ne-am propus, chiar dacă nu, vom simți așa tensiuni, doar că repet această resetare care va veni pentru fiecare, nu va putea fi evitată, da? Nu va putea fi evitată și este un moment în care ne cam pierdem controlul. E un moment în care e nevoie de schimbare, da? Cu sau fără voia noastră. V-am mai spus eu că Pluton vărsător nu prea stă să întrebe dacă da, dacă nu. Nu, da? Va da startul unei jumătăți de ani această eclipsă. E jumătăți de ani foarte ciudată, să știți, pentru fiecare dintre noi. Pentru că vor fi niște aspecte foarte ciudate prin mai, prin vară, care ne pot scoate, bineînțeles, din zona de confort, dar, ce să vedeți, aspecte care ne îndeamnă la evoluție, că despre asta e vorba. Da. Și acum, da, că e cu voia noastră, o să fim bucuroși și o să simțim că trăim intens, că nu e cu voia noastră, o să simțim intens și o să avem impresia că e urât, dar depinde de fiecare, repet, cât de atașat e de planul material, de planul fizic, de relații vechi care nu mai merg, de lucruri de care nu mai avem nevoie, de oameni care nu ne mai sunt de folos, dacă până la urmă aia e, ne naștem singuri și murim singuri și persoanele pe care le întâlnim în viața noastră sunt efemeri, da?
au un scop, ne-am întâlnit și au făcut scopul, au plecat, că e vorba de o relație de ani de zile, că e vorba de o relație de câteva luni, de câteva minute, știu eu, cineva te ajută, da, îți dă o mână de ajutor pe stradă sau știu eu. Cam asta trebuie să înțelegem și bineînțeles că așa cum am spus e vorba de o resetare și fiind arcana majoră moartea ca și energie generală, cu siguranță sunt lucruri care pot începe acum și simt eu aici să spun că, nu știu, cumva luna iunie ar putea să vină cu o finalizare cu adevărat, acum e doar începutul sfârșitului cum ar veni, dar e o eliberare, repet, e o eliberare că, na, cu siguranță, da, am stat noi într-o zonă de confort și da, eu personal deja simt eclipsa de câteva zile, probabil și voi o simțiți, chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii. Cred că începem cu zodiile. O să vorbesc doar de eclipsă și o să văd cum abordez și celelalte aspecte pentru că sunt extraordinar de multe, da, extraordinar de multe. Și începem cu berbecul, dragi berbeci, pentru voi. Eclipsa, clar, e foarte importantă pentru voi. E un moment în care vi se cere să vă mai concentrați puțin pe propria persoană și este un moment în care, bineînțeles că sunteți puși în fața faptului împlinit sau posibil chiar voi să fiți cei care declanșați tot felul de reacții în ceilalți pentru că sunteți cam instabili, pentru că vreți libertate, pentru că aveți curaj, asta e bine, pentru că vreți să fiți voi cu voi, vreți ca ideile voastre să fie ascultate, pentru că vă doriți acolo o nouă viață. Norocul pentru voi vine din zona banilor sau vine din zona valorii personale. Deci e ceva ce îți poate aduce bani. Și acum poate să-ți vină o nouă idee de afaceri. Poate să fie un moment în care îți dai seama că e cazul să abordezi diferit relațiile cu ceilalți. E un moment în care vrei să-ți faci o schimbare la modul în care arăți. De ce nu? Posibil și acest lucru. Discutăm despre o perioadă așa pentru tine care se deschide și care uite că este benefică din punct de vedere financiar. Chiar dacă toată povestea asta presupune să-ți mai schimbi niște planuri de viitor, să mai elimini niște prieteni de prin viața ta. Eclipsa asta cu siguranță îți va schimba foarte mult, să spun așa, gândirea și te va schimba foarte mult pe tine. Ca om. Nu neapărat în ziua de 20, dar cu siguranță unii berbeci deja simțiți acest lucru de câteva zile și o să-l mai simțiți în continuare, așa cum v-am spus. E o eclipsă puternică pentru voi, foarte puternică. 10 de cupe, 4 de bâte. Păi, dragi berbeci, nu știu, aveți o petrecere în familie, aveți un eveniment important, văd aici că vă concentrați foarte mult pe viața voastră privată, pe sufletul vostru, asul de cupe, o veste bună care apare, dar și mari emoții care pot apărea astăzi din casă și din familie. E ca o veste de pace, de liniște. Apoi avem regele de bâte. E clar că până la urmă ți se îndeplinește dorința și așa cum spuneam, ai tu un ideal sau îți vine acum o idee și spui gata, acum o pun în practică, dar nu mă mai interesează de nimeni, de nimic. Uite așa, am schimb planurile de viitor, poate chiar mă mut, poate chiar îmi refac camera că nu-mi place cum arată, da, sau fac schimbări la mine. E un moment foarte bun pentru tine pentru așa ceva și mai ales să lupți pentru acel ideal pe care îl ai. Chiar dacă e ușor dificil. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi eclipsa asta e cu mari, mari surprize, da, mari surprize. E o eclipsă din care voi ieșiți bine, doar că e o resetare foarte puternică pentru voi. E un moment în care fie aveți vreo trezire spirituală, fie e un moment în care vă vin niște idei, se întâmplă tot felul de lucruri pe care nu prea le puteți controla. Trecutul bate la ușă, ceva ce tot era acolo ascuns, acum poate să iasă. Nu m-ar mira să văd tauri care, știu eu, aveți tot felul de ieșiri din acestea ciudate în fața celorlalți. Unii tauri, mai ales dacă sunteți într-o situație în care nu vă simțiți bine, pe la muncă sau statutul vostru, da, nu e ok. Spuneți, bun, dar eu nu mai înțeleg nimic din relația asta. Păi suntem într-o relație sau nu suntem? Sau ce statut ai tu, nu știu, muncești, nu muncești, cineva tot te ține acolo în așteptare. Poate chiar ai persoane, da, care insistă în ultima vreme și vor să aibă putere și control asupra ta, știu eu, părinții, șefii și așa mai departe. Ei, acum cam explodezi și e ceva foarte benefic pentru tine. E o situație foarte faină. E ca și cum e o resetare totală. Bine, unii tauri nu prea o să înțelegeți voi mare lucru, da, posibil să fiți luați așa prin surprindere de tot felul de lucruri care se petrec, însă e ceva benefic. Și uite că e ca și cum iei o decizie, poate în secret pentru unii tauri sau pur și simplu sunteți surprinși din exteriorul vostru,
printr-o discuție, printr-un apel telefonic, știu eu, pentru că soarele intră în zodia voastră și începe sezonul vostru la mulți ani. Mai mult decât atât, o să fie o perioadă în care veți avea foarte multă energie, dar este un moment în care tu vei izbucni, pur și simplu. Eu așa simt să-ți spun. Da? Deodată ai avut conștientizarea și spui gata, punct și de la capăt. Pentru că, da, pentru tine e vorba și de o închidere și e vorba și de un nou început. Da? Un nou început. Pot apărea conflicte astăzi cu șefii, cu partenerii, cu părinții, știu eu. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi. Păi avem cavalerul de monede. Da, ați mers voi până acum încet și sigur. 8 de monede. Da, sunteți ocupați de, nu știu, la un proiect, lucrați. Sunteți aici ocupați de ceva anume. Însă văd că totuși ceva nu vă convine și de mult timp vă gândiți voi să luați o decizie, dar nu prea știți ce să faceți. Sau aveți pe cineva prin jurul vostru, poate la muncă, șeful sau partenerul de viață, are de luat acolo niște decizii și nu prea știu dar ce să facă. Îndrăgostiți-i, o legătură cu zodia Gemeni. Păi, dragi tauri, o zi în care fie vă vedeți cu persoana iubită, fie este o zi în care aveți de luat decizii importante, dar o să vă concentrați foarte mult și pe plăcerile voastre. 6 de cupe, o legătură cu un suflet pereche. Da, dragi tauri, nu știu acum ce faceți voi, dar probabil e un moment în care vreți să vă vindecați o rană din trecut sau vreți să rezolvați o problemă veche, veche care este într-o relație. Eclipsa pentru voi poate să vină și cu niște secrete care ies la suprafață. Acum, zodia Gemeni. Dragi gemeni, pentru voi este vorba despre o resetare atunci când vine vorba de planurile voastre de viitor, viitorul unei relații, viitorul vostru din punct de vedere financiar, un grup de oameni din care faceți parte, prietenii voștri, tot ce ține de zona de internet, pe acolo sunt niște schimbări. Da? E vorba de o resetare. Acum nu e ceva confortabil pentru voi, că fie e mult de studiu, fie e mult de muncă, fie sunt tot felul de chestii ciudate, fie spuneți voi că eu niciodată n-am crezut că o să fac asta și uite că acum vă treziți într-o astfel de situație. Voi aveți o protecție divină pe toată povestea asta, vedeți că aveți o intuiție absolut fantastică, e ceva super pentru voi din acest punct de vedere. Este o situație din care vă pot ieși bani sau este o situație care vă poate aduce o mult mai mare încredere în voi. Da? Asta e ok. Vă poate aduce, nu știu, cuvinte de laudă, de apreciere, chestiuni de genul acesta. Poate veni o responsabilitate. Ei, pentru alți gemeni, cei care vă știți într-o relație și acum vreo lună de zile ați vrut voi să mai resetați relația și ați resetat-o așa, dar nu au ținut treburile. Da? E, acum cam e sau nu e cu voia voastră și vom vedea și gemeni care fie deschideți voi discuția despre vreo căsătorie, despre vreo logodnă, vreo relație oficială sau o relație serioasă, dar care presupune responsabilitate. Pentru alți gemeni, dacă sunteți singuri, păi vedeți ce faceți, că aveți șanse să apară cineva, doar că este o persoană care cumva fie vă este superioară din multe puncte de vedere, fie este o persoană care vă poate învăța foarte multe. Da? Vă poate ajuta. Acum, na, dragi gemeni, ce să vă spun? E o situație din care voi ieșiți bine. Acum, soarele intră pe ultima casă astrologică, tot astăzi, pe 20 aprilie. Asta înseamnă că vă cam pierdeți puțin din energie, doar că e ca și cum vă retrageți pentru a lucra la acel proiect sau pentru a lucra la acea relație. Aveți o relație foarte bună cu divinul, cu spiritualitatea, însă atenție foarte mare, dragi gemeni, pe ceea ce comunicați cu ceilalți, atenție pe zona dușmanilor ascunși, da? Și aceștia pot fi printre rude, prin vecini, vedeți pe acolo că, nu știu, ceva nu e în regulă, dar nu, momentan e ok, dar o să discutăm, cred că undeva prin mai, dacă nu mă înșel. Momentan voi stați acolo, meditați, simțiți-vă bine, da? Bineînțeles că e ceva ce te scoate puțin din zona de confort, da? E ceva ce nu prea-ți place. Pentru că soarele când intră în taur se și ceartă cu Pluto din vărsător. Wow, dragi gemeni, cavalerul de spade, turnul, păi e ceva aici care bubuie la voi. E o resetare, cu sau fără voia voastră. Da? Eclipsa asta nu stă să întrebe pe nimeni. Da, sincer, eu nu o văd chiar atât de pozitivă, ce puțin eu nu o simt foarte pozitivă. Dana, discuții neașteptate, trădări, da? Trădări, tot felul de lucruri ciudate.
care au loc, atenție, pe contracte, dragi gemeni, și turnul vine cu o rupere, o despărțire bruscă, un apel telefonic brusc, o schimbare rapidă. 5 de bâte, o discuție în contradictoriu. 5 de bâte reprezintă gelozie, agitație. Alți gemeni, pur și simplu vă simțiți agitați. Regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Uite că e cineva care te ajută. Regele de monede este o persoană pe care te poți baza și, da, uite, poate să fie toată povestea acel moment în care ești pus la treabă, dar cumva mai izolat sau cumva trebuie să iei lucrurile încet și sigur. Da, un conflict care poate să apară în relația cu o persoană. Zodia Rac. Dragi raci, clar, o eclipsă foarte puternică pentru voi. Pe casa 10 discutăm despre o nouă oportunitate de carieră pentru voi. Sau un nou statut din punct de vedere socioprofesional, un rac singur, un rac aflat într-o relație. Pot fi schimbări legate și de părinți pentru unii dintre voi. Da? Se spune că tatăl. Ideea este că pot apărea schimbări și legate de șef pentru alții raci. Adică pe acolo se întâmplă tot felul de chestii și bineînțeles că e o eclipsă care vă cam scoate din zona de confort, pentru că e vorba de o resetare pe cariera voastră. Și clar nu vă convine povestea, însă vedeți, dragi raci, că acum aveți ocazia să mergeți pe drumul ăla care vă place vouă. Acum e momentul vostru. Aveți foarte multă susținere din partea unor prieteni, din partea unor grupuri de oameni, foarte multă susținere aveți de pe zona internetului. Da? Deci pe aici sunteți foarte mult susținuți și, bineînțeles, dragi raci, discutăm și despre un moment ciudat. Da? Discutăm și despre intrarea soarelui în Taur și despre cearta acestuia cu Pluto din Vărsător. Pot exista tot felul de discuții legate de viitorul unei relații sau pot fi tot felul de decizii care se iau. În mod special e vorba de persoane masculine din jurul tău care iau niște decizii și care te cam scot puțin din zona de confort. Vezi că Pluto pe acolo prin Vărsător vrea să trăiești intens și vrea să te bucuri de viață, dar la maxim. Și acum dacă tu nu te bucuri, face el ceva și te ajută, da, în acest sens. O zi în care și intri în contact cu mulți oameni. Da? Planul acesta spiritual te poate ajuta sau sfaturile unui profesor, sfaturile unui mentor. 8 de bâte, 3 de spade, niște discuții care nu-ți plac aici, pe care le ai, sunt discuții foarte rapide, sunt discuții pline cu emoție, da? 5 de monede, un abandon pe care îl simți, dar 5 de monede vorbește și despre o problemă de sănătate sau despre o problemă financiară pentru alți raci. Apoi avem turnul, da, dragi raci, ceva se rupe aici, e vorba de o discuție, ceva se rupe foarte rapid și declanșează foarte mari emoții. Fie că este vorba despre șeful tău care își dă demisia și trebuie să-ți asumi responsabilitatea și nu prea-ți convine, fie, știu eu, pentru alții raci e un moment în care au loc tot felul de transformări, așa cum v-am spus, în cariera voastră, reputația voastră, cine sunteți voi prin societate. Și bineînțeles că racii care sunteți printr-o relație care nu prea funcționează, v-am mai spus eu acolo că planetele de pe cer nu prea susțin așa ceva în perioada asta. Zodia Leu. Dragi lei, pentru voi este vorba despre o relocare, e vorba de o schimbare foarte mare. Fie vi se propune să faceți un curs, să vă vin niște idei, deodată aveți o trezire, deodată vă dați seama că vreți să plecați undeva departe. Pentru alți lei sunt tot felul de schimbări care apar și discutăm și despre conflicte, da? Care apar în relația cu persoana iubită, în relația cu partenerul de viață, în relația cu ceilalți, relația cu clienții, pe acolo ceva nu e în regulă, însă aș merge foarte mult pe niște conflicte care pot apărea în casa ta, în familia ta și care cumva să-ți schimbe puțin așa viziunea asupra lucrurilor. Bineînțeles că norocul pentru tine vine pe carieră, deci vezi ce ți se deschide, fie să înveți ceva, să mergi undeva, să-ți resetezi puțin mintea ta, că e vorba de principiile tale de viață, ideile tale despre viață, relația cu divinitatea, de ce nu? Pe acolo se întâmplă lucruri și uite, da, poți să cunoști o nouă persoană și aici nu m-aș gândi să fie neapărat de dragoste, ca să fiu sinceră, pentru unii o fi, dar nu pentru toți ei. Pentru majoritatea nu e vorba de dragoste, e vorba de o persoană pe care o întâlniți și care vă oferă niște sfaturi absolut superbe. Asta dacă nu sunteți voi foarte deschiși spiritual și captați de acolo informația. Pentru că e o situație care vine la pachet cu mult noroc pentru tine pe carieră, pe vizibilitatea ta publică. E un moment foarte bun din acest punct de vedere. Da? Chiar dacă toată povestea vine la pachet și cu niște conflicte, așa cum spuneam, cu partenerul tău, cu clienții, cu conflicte legate de acte, conflicte juridice, știu eu,
pentru alți lei, da? Discuții pe care le puteți avea în contradictoriu cu șeful, cu un părinte, cu o persoană importantă. Sau puteți să auziți de așa ceva, nu-i neapărat să fiți voi implicați, da? E ca și cum stați și vă uitați ca la televizor acolo și deodată conștientizați niște lucruri. Da? Pajul de bâte, 5 de bâte, dragi lei, ceartă, da? E o zi cu niște conflicte, o zi în care vrei tu să faci ceva, dar nu prea e ok. Cineva cam nu-i prea serios în toată povestea asta. Cineva spune că face ceva și nu mai face. Regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Uite că pentru tine este o zi în care lucrurile se mișcă așa încet și sigur și e o zi în care e nevoie să iei niște decizii legate de muncă. Da? Poți ai niște discuții cu o persoană care este mai economă din fire sau o persoană care a muncit mult pentru a ajunge undeva. Ultima carte, Cavalerul de Cupe, un drum pe care îl faci către un loc drag sufletului tău și tot Cavalerul de Cupe vine pentru tine cu o propunere de dragoste sau o propunere în general pe care o primești de la cineva anume, o plimbare pe care o faci, un drum pe care îl faci spre un loc drag sufletului tău. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, eclipsă. Pentru voi se produce pe casa 8. Și despre ce e vorba? E vorba, dragi Fecioare, pentru unii chiar de o trezire spirituală la propriu, dar vedeți că e puternică. Da? E puternică. Probabil de câteva zile se întâmplă tot felul de lucruri ciudate prin jurul vostru și vă simțiți puși în fața faptului împlinit în a închide ceva, în a ieși dintr-o poveste, în a vă reseta puțin. Da? Poate să reprezinte, știu eu, începutul unui sfârșit, ca să spun așa. Unii puteți să începeți să vă ocupați de o moștenire, o împărțire de bunuri, un partaj sau o bancă, de ce nu? Unii începeți să vă ocupați și de zona aceasta de bani, da? Finanțe, casă, aveți pe acolo niște lucruri de făcut. Însă norocul pentru voi vine din zona studiilor înalte, norocul pentru voi vine din partea unei persoane care studiază la nivel înalt sau norocul poate să vină prin niște sfaturi pe care le primiți. Acum, na, luna asta nouă e intensă pentru voi, e profundă, da? E nevoie să închideți ceva, să vă resetați puțin. Sunteți pregătiți pentru vară, când nodul nord intră aici, nodul nord nu mai stă la discuții, spune hai schimbă, purifică-te, da? Și dacă spui ok, vreau să mă purific, vreau să-mi schimb viața radical, e ok, toată lumea te susține, vei fi foarte bucuros. Dacă nu, e cam dificil, sincer, acest tranzit. Dar revenind la eclipsă, poate să fie și un moment în care îți dai seama că e cazul să mai faci schimbări și în rutina ta zilnică. Da? Schimbări legate de muncă, schimbări legate de stilul de viață, pentru că da, ți se impune un stil de viață mai sănătos. Acum, că vrei, că nu vrei, Pluto pe acolo prin vărsător, care se cam ceartă și cu luna și cu soarele, nu prea stă la discuții. Și uite că e un moment pentru tine în care e cazul să ai niște discuții intense și cu siguranță le vei avea. Acum că îți convin că nu, asta e partea a doua. Ideea este că și soarele intră în Taur tot astăzi, se ceartă și el cu Pluto bine undeva spre seară. Asta înseamnă că e cu tensiuni toată povestea și înseamnă că pot apărea conflicte destul de mari. Înseamnă că e un moment în care îți dai seama că teoria ta cam nu e aceeași cu practica și îți dai seama că e cazul să mai elimini niște lucruri din viața ta. Da? E ca un fel de trezire pe care o ai. Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Nu vă speriați că nu e neapărat ceva negativ, da? Însă e un moment în care sunteți puși așa în fața faptului împlinit și e ca și cum nu vă vine să credeți. Da? Ideea este că, având în vedere că Mercur intră în retrogradare de vineri, de pe 21, e un moment, eclipsa asta, care, cum să vă spun eu, v-ar putea da și o perioadă în care să vă revizuiți, să vă reanalizați puțin principiile voastre de viață, relația cu divinitatea, ceea ce știți, da? Că mereu trebuie să ne updatăm, că informațiile se schimbă, da? Lumea fizică se schimbă, că nu trăim în rai momentan, da, să oprim paradis. Trăim aici fizic și totul e efemer. 8 de monede, soarele. Bun, voi sunteți aici foarte mult concentrați pe muncă și aveți parte de un succes sau de o revelație. Soarele vorbește despre o legătură cu zodia Leu, dar și despre faptul că se mai rezolvă niște lucruri. E ca și cum te pui la treabă ca să rezolvi ceva legat fie de o relație, fie de o asociere. 6 de monede, niște bani pe care îi primești, niște bani pe care îi dai și tot 6 de monede vorbește despre
un echilibru financiar. Cavalerul de spade, o discuție rapidă pe care o ai astăzi, dar și o surpriză din punct de vedere financiar. Poate să fie și o zi în care apar tot felul de discuții rapide, care, da, pot fi intense și care vor să schimbe multe lucruri. Zodia Balanță. Dragi Balanțe, pentru voi chiar despre relații este, să știți, eclipsa se produce pe casa relațiilor și probabil ați încercat voi să dați vreo resetare, să o ați cunoscut pe cineva acum vreo lună, ați încercat voi acolo să restructurați puțin situația, ei acum e o resetare cu sau fără voia voastră. Norocul pentru voi vine printr-o închidere, norocul pentru voi ține de o moștenire, de o sumă de bani, norocul pentru tine ține de o purificare, da? Și acum, luna asta nouă poate să însemne, sau mă rog, eclipsa asta poate să însemne pentru tine un nou parteneriat, o nouă relație, o resetare totală unei relații. Poate să însemne și o nouă colaborare sau noi clienți. Ideea este că e o poveste în care tu nu te mai simți bine, da? E ca și cum Pluto pe acolo din vărsător te împinge așa de la spate și spune schimbă, schimbă, schimbă. Vezi că poate sunt probleme în relația cu șefii, probleme legate de reputația ta, cine ești tu ca balanță, da? Ai casă, n-ai casă, ai familie, n-ai familie, ești într-o relație, ești singur, ai copii, n-ai copii, ce-i cu tine? Da? Și acum e momentul adevărului pentru tine. Bineînțeles că nu e confortabil, da? Îmi dau seama, doar că e ca și cum ceilalți, da, pun presiune pe tine și este o situație în care nici tu nu te simți confortabil, ca să fim sinceri. Da? Soarele intră pe casa 8, ceea ce înseamnă că este așa o zi pentru tine în care pot apărea și conflicte legate de bani, pot apărea pierderi de bani sau poate să apară un stres legat de o moștenire, legat de o bancă, legat de o împărțire de bunuri, ceva de genul acesta. E o presiune acolo care se pune pe tine. Soarele acolo cât stă în taur te ajută oarecum, dar încearcă totuși să nu exagerezi cu absolut nimic. Hai să vedem, dragi balanțe. Na, acum ce să facem? E un moment ciudat. E un moment chiar foarte ciudat. E cu surprize uriașe pentru toată lumea. Începutul unui sfârșit. Nu știu, o resetare. Voi vă știți povestea. Cavalerul de monede, regina de băte și nouă de monede. Uite, o siguranță financiară, te simți sigur sau mergi încet și sigur spre o anumită direcție. Apoi avem regina de băte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar regina asta de băte poate să însemne și o persoană care te încurajează, o persoană care nu are răbdare, este vorba despre o persoană independentă, puternică din punct de vedere financiar, poate avea un aspect fizic atrăgător sau poate să fie o persoană care face mult sport sau o persoană care, știu eu, e mai masculină așa din fire. Însă, 8 de monede, ceva legat de o afacere, da, pentru unii dintre voi. 8 de monede îmi spune mie că încep să lucrezi la ceva anume, încep să acționezi dintr-un anumit punct de vedere sau începe o procedură, iar justiția e cartea ta. Clar, fie decizia e la tine, fie să iau decizii fără voia ta. Justiția vine aici și cu o legătură pe care o poți avea cu un nou contract, cu acte, cu zona justiției pentru alții dintre voi. Da? E ceva foarte important pentru luna aprilie. Acum, na. E o zi mai colorată pentru voi. Zodia Scorpion. Da, dragi scorpioni, în primul rând atenție puțin pe sănătate, pe eclipsa asta voi. Chiar atenție. E un moment așa în care apare o resetare, fie în rutina voastră zilnică, pentru că niște schimbări, probabil tot vă doriți voi acolo să le faceți prin casă, prin familie, schimbări legate de a lăsa trecutul în urmă, că acolo nu știu, a fost ceva sau e ceva ce nu vă place. Deci pentru voi e vorba de resetare, fie în rutina zilnică, fie pe sănătate, pe muncă, pot fi și toate la un loc, dacă o eclipsă de asta poate să aducă orice. Mai ales că discutăm despre acest aspect tensionat, da, pe care îl are cu Pluto, mai e și pe grad analitic, deci despre ce vorbim. Norocul pentru tine vine din următoarea parte. Parteneriat, relația de cuplu, partenerul de viață, uite, acte, zona justiției, clienți, pe aici ești norocos, da? E ok. Uite că soarele intră în taur tot astăzi și asta înseamnă că
vei intra în contact cu tot felul de persoane importante din viața ta. Fie că discutăm despre un părinte, despre partenerul de viață, despre șeful tău, despre persoane care în general sunt importante și care te pot ajuta. Însă vezi că tot astăzi pot apărea conflicte în casă, în familie, pot apărea conflicte cu rudele sau pot apărea conflicte legate de niște schimbări care trebuie făcute pe acolo. Deci, dragi scorpioni, vedeți ce faceți, da? Vedeți ce faceți și, în general, astăzi o să fie despre relații pentru voi, da? Partea bună a lucrurilor vine din zona creativității sau din zona copiilor sau din a aborda lucrurile într-un mod matur, da? Pe acolo, să zic, e partea mai plăcută a lucrurilor. Da. Și pentru voi, da. E eclipsa, e viața dinainte de eclipsă și după eclipsă. Da. Vă spune intuiția ceva, vreți ceva, vreți confort, vreți ceva anume. Păi da, mergeți acolo, mergeți, profitați. Acum eu nu m-ar mira ca voi să fiți implicați sincer și în povestea asta, pentru că Pluto e guvernatorul vostru și având în vedere că e acolo într-un aspect tensionat, nu m-ar mira ca și voi să fiți cei care îi surprindeți pe ceilalți, da? Chiar nu m-ar mira deloc. Asul de monede și moartea. Da, e cartea ta în tarot, exact cum spuneam. Dragi scorpioni, eu nu știu ce vreți voi să faceți aici, dar e ok, că asul de monede presupune prosperitate, da? Temperanță, o legătură cu un săgetător pentru unii. Păi aici, nu știu, tot ai stat, ai așteptat, ai cântărit lucrurile, poate ai așteptat de mult timp un răspuns, poate nu erai mulțumit la muncă pe cât erai plătit sau nu te simțeai apreciat de către familie, de către ceilalți, de către cineva. Regina de monede, dragi scorpion, nu știu ce aveți de făcut, dar cărțile până acum vă spun clar de bani foarte mulți sau de stabilitate foarte mare. Regina de monede poate să vorbească despre o firmă, despre o instituție, o bancă, o casă, o mașină, ceva mare, da? Sau pur și simplu acea senzație că ești sigur pe tine, că te simți bine tu cu tine. Regina de monede poate să însemne și o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Ultima carte, 9 de cupe. Dragi scorpioni, nu știu care e faza, dar ieșiți foarte bine din povestea asta. 9 de cupe vorbește despre o bucurie, da? Cu siguranță unii scorpioni de mult timp tot pregătiți voi ceva și tot sunteți acolo și fierbeți și fierbeți și nu mai puteți, că nu se mai poate. Și acum, gata, se produce acel element care vă face să vă eliberați. Stați în cadă, vă relaxați, faceți o baie fierbinte. Bine, acum râd, glumesc, dar pentru unii e posibil. E ca și cum sărbătoriți această închidere. Dar e ceva din care, repet, voi ieșiți foarte bine, din punct de vedere financiar, sau vă simțiți sigur pe voi. Da, deci, dragi scorpioni, tot înainte. Da, eu v-am spus, pentru voi cred că e cam diferită eclipsa, pentru că fiind Pluto implicat pe acolo, tare mie, v-am spus eu că de mult timp vreți voi niște schimbări pe acolo în viața voastră privată și acum aveți momentul. Zodia săgetător. Dragi săgetători, pentru voi e cu dragostea, da? E cu dragostea. Pentru voi, nu știu, poate să apară o nouă persoană. Puteți să resetați o relație de iubire. Este vorba despre un moment în care universul vă spune, auzi, știi ce, hai că ai muncit destul, ai avut destule probleme de sănătate, hai mai treci puțin și pe partea asta de distracții, de dragoste, de copii, încearcă să-ți urmărești acea pasiune pe care o ai și bineînțeles că vor fi rude care vor comenta sau vor fi chestiuni care sunt contrar ideilor tale, contrar, știu eu, strategiilor tale. Acum, Ana, știi cum e cu rudele, mai vezi puțin și de plăcerile tale că, na, până la urmă, tu îți faci fericirea. Da? Atenție puțin pe drumuri, pe eclipsa asta pentru tine și vezi că pot fi anumite dezvăluiri care se pot face sau anumite secrete pe care le afli. Unii săgetători vă gândiți serios, mai faceți un copil sau începeți să vă concentrați mai mult pe partea aceasta de copil sau pe copilul vostru interior. Da, posibil și acest lucru. Discutăm despre un noroc foarte mare pe care îl aveți voi pe muncă, pe sănătate, dar și din rutina voastră zilnică pe acolo, ceva e ok. Cu siguranță ați învățat ceva cu nodurile lunare în poziția asta. Pe de altă parte, pentru voi este un moment în care trebuie să acceptați această resetare sau această închidere, că unii nu prea acceptați. Fie nu acceptați că acel copil a crescut și trebuie să mai meargă și pe cont propriu, fie nu acceptați că o poveste cam se închide, da? E vorba de a accepta ceva. Pe de altă parte, soarele intră în Taur pentru voi și uite, chiar e ok asta să fiți atenți puțin pe sănătate, să fiți puțin atenți pe muncă și pe ceea ce faceți voi. O perioadă așa bună în care sunteți apreciați la muncă pentru ideile voastre, pentru cunoașterea voastră,
Dar este și o perioadă în care puteți să mai găsiți niște soluții la o problemă de sănătate. Dar nu în ziua de 20, până pe la sfârșitul lunii mai. Dar o să mai discutăm. Momentan, pentru zilele acestea, cam acestea sunt energiile. Hai să vedem. 10 de spade. Împărăteasa, 10 de spade, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Păi ceva se închide, dragi săgetători. Adică luați o decizie aici legată de bani, legată de niște studii, legată de o situație, legată de muncă. Roata destinului, clar, e un noroc foarte mare pentru voi. E vorba de o schimbare, un sfârșit și un nou început. Ceva se mișcă aici cu sau fără voia voastră. O femeie din viața ta ar putea avea niște probleme și ar putea să-ți solicite ajutorul. Pajul de bâte vorbește despre noi activități pe care le faci, noi pasiuni pe care ți le descoperi, dar și despre o relație foarte bună cu un adolescent sau cu un copil. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, până acum ați stat, ați socializat, v-ați mai distrat, ați mai fost concentrați pe copii, pe prieteni, ați avut voi treburi pe acolo, pe iubire. Ei, uitați că eclipsa asta vă spune să începeți să vă mai concentrați puțin și pe casă, pe familie. Cu siguranță sunt niște lucruri acolo care se întâmplă. Este vorba despre o cheltuială care poate să apară sau despre un moment în care nu vă simțiți voi suficient apreciați, suficient împliniți. Poate discutăm și despre o schimbare a unui plan de viitor. Da? Niște schimbări care apar în casa ta, în familia ta. Da? Pot fi lucruri legate de banii care vă intră în casă, nu știu, devin mai puțini. Da? Sau se întâmplă tot felul de lucruri de genul acesta. Norocul pentru tine vine din zona unui copil sau din partea unui copil, din partea persoanei iubite. Norocul ține de ideile tale și norocul lui te poate să vină chiar pe zona aceasta de speculații financiare. Deci ești foarte norocos pe această eclipsă, ești foarte bine susținut. De asemenea, uite că este o perioadă așa în care vei trăi intens o poveste de iubire și chiar această poveste de iubire poate să treacă printr-o transformare, că acum se cam decid lucrurile. Este vorba despre tine și despre, uite, un moment aici în care pot apărea și conflicte, da? Pot apărea și cheltuieli, fie legate de bani, fie pur și simplu este ceva ce te scoate din zona de confort, ceva ce nu-ți place în povestea asta. Ți-am spus, e o resetare din punct de vedere personal pentru tine, casă, familie, trecut, zona aceasta. Cavalerul de bâte. Bun. Și e ceva ce se întâmplă foarte rapid. 10 de spade, cavalerul de bâte. Păi, dragi Capricorn, ceva se închide rapid, cavalerul de bâte vine foarte rapid și vouă nu vă plac chestiile astea. Poate să fie vorba despre ceva ce nu vă place în legătură cu o persoană mai tânără sau în legătură cu imaturitatea unei persoane. Apoi avem 3 de monede. Lucrezi la ceva împreună cu niște persoane dragi ție. Ai un examen sau știu eu, poate să fie un moment în care încerci să-i înveți pe ceilalți, încerci să-i ajuți pe ceilalți. Vezi că ți-am mai spus că ai un rol important pe toată treaba asta. 9 de spade, puțin stres văd aici și chiar este o zi în care ți se cere să accepti ce se închide, să accepti această resetare, pentru că, repet, nu sunt energii care stau și ne întreabă așa pe fiecare în parte. Chiar nu, da? Chiar nu. Atenție, dragi Capricorni. Atenție, e ca și cum cineva își găsește o pasiune sau cineva vrea să acționeze într-un mod diferit. Poate să fie și o rupere într-o relație din aceasta care nu e stabil. Zodia Vărsător. Ei, pe dragi vărsători, cam voi sunteți implicați în povestea asta. Pluto, care e în zodia voastră, se cam ceartă și cu luna și cu soarele, da, cu această eclipsă. Păi despre ce vorbim? E un moment în care ați suportat, da, gata, explodați de-a binelea. Este vorba despre o resetare pentru voi din punct de vedere personal. Fie discutăm despre studii, despre o mașină, vreți să vă luați o mașină, vreți să dați de carnet, alții vă gândiți serios la o resetare legată de locul natal sau legată de locul în care ați copilărit. Vedeți că sunt lucruri în care și voi sunteți implicați, da? N-aș merge neapărat pe ideea că vine așa ceva din senin pentru voi.
Chiar sunteți implicați, dar bine le-am povestea asta, așa că o să vă simțiți bine, pentru că o să explodați de-a dreptul, nu e nimic negativ în asta. Discutăm și despre un moment în care e ca și cum vrei un nou statut, vrei ceva nou, da? În relația cu rudele, în relația cu anturajul tău. E un moment în care spui, gata, acum am curajul și învăț limba asta străină, sau acum am curajul și învăț asta și fac chestia asta, sau învăț ceva, în general vorbind. Pentru tine norocul vine din casă, din familie, norocul vine din trecut, da? Chiar din zona spirituală, de ce nu? Și uite că soarele intră și el în taur, asta înseamnă că poate să fie o zi și cu mari conflicte legate de partenerul de viață, conflicte legate de un bărbat, conflicte legate de relația cu rudele în general vorbind. Pe acolo se întâmplă lucruri, dragi vărsători, dar repet, voi sunteți cei care explodați și cei care spuneți lucrurilor pe nume. Acum, că e bine, că e nu, până la urmă, dacă e ceva ce vă deranjează, na, trebuie să vă răcoriți și voi, acum ce să facem. Da? Nu e neapărat ceva negativ pentru voi, dar... E un moment în care trebuie să vă folosiți de energia lui Pluto de acolo, v-am mai spus. Poate știu eu, e un moment în care nu prea vă convine rutina voastră zilnică, nu prea vă convine anumite lucruri. Și da, și voi sunteți pregătiți pentru că de undeva de prin vară va trebui să vă concentrați foarte mult pe zona aceasta a drumurilor, faceți multe drumuri sau aveți multe chestii de învățat. Asta e viața. Justiția, aoleu, dragi vărsători. 10 de monede. Da, vă apucați și sunteți judecătorul casei, judecătorul familiei. Păi justiția aici vorbește despre o decizie importantă pe care o iei, o legătură cu zodia balanță. Poate să fie o decizie în casă, în familie, legată de o mutare, de o relocare, dar tare mult aș merge eu că voi sunteți cei care sunteți implicați în situație. Apoi avem luna. Poate cineva din familie are probleme cu o relație sau are probleme cu un contract, are niște probleme legale, de ce nu? Luna vorbește despre o legătură cu o femeie, zodia pește, rac sau scorpion, dar uite, intuiția te ajută, însă vezi că totul e cam în ceață, adică fie ceva ți se ascunde, fie sunt niște probleme aici, da? Niște probleme legale, legate de o moștenire pentru unii, de o sumă de bani, un grup de oameni. Ultima carte, 5 de spade. O ceartă, o nedreptate, un compromis. Atenție, dragi vărsători, în ce vă băgați, nu faceți pe Batman acum, adică nu vă apucați să credeți că aveți nu știu câtă energie. Momentan aveți, dar nu rămâne Pluto definitiv, iese de acolo, o să intre iar, ca să vă obișnuiți cu energia. Puteți să aflați de niște nedreptăți sau de niște lucruri mai puțin plăcute, din casă, din familie. Dar unii vărsători cu siguranță țineți de mult timp chestia asta în voi și acum cam explodați. Zodia pești, dragi peștișori, hai că pentru voi eclipsa ține de bani, da? Fie apare o nouă sursă de venit, fie pentru alți pești e așa ca o resetare. Ați mai încercat voi să vă ocupați de propria persoană acum vreo lună, dar probabil unora nu prea v-a ieșit. Ei, acum nu-i problemă că vă ajută Pluto și vă ajută așa și vă împinge de la spate. Fie e un fel de conștientizare, fie printr-o problemă de sănătate, vi se spune să vă mai concentrați puțin pe voi și să fiți puțin atenți și pe alimentație, da? Că Lilith pe acolo prin leu nu prea face casă bună, da? Pe chestia asta. Nu mai puneți la suflet toate lucrurile, da? Atenție puțin pe așa ceva. E un moment pentru tine în care vei conștientiza multe lucruri, da? E ca și cum e un examen, da, pe care îl dai. Unii pești puteți să vă găsiți un loc de muncă sau puteți să vă gândiți foarte serios să vă investiți, știu eu, bani într-o pasiune pe care o aveți, în ceva ce vă place. Discutăm despre o resetare atunci când vine vorba și de valoarea voastră personală. Vedeți că din vară va fi nevoie să vă concentrați pe așa ceva. Valoare personală, bani, zona asta, dar o să discutăm atunci. Momentan vreau să vă mai spun faptul că norocul vine printr-o rudă, printr-o discuție, printr-un apel telefonic, printr-un drum scurt pe care îl faceți, prin, știu eu, prin ceva ce studiați voi. Și vă mai spun faptul că soarele intră în taur astăzi și se ceartă cu Pluto, semn că pot ieși niște secrete la suprafață, secrete legate de muncă, legate de sănătate, secrete pe care le aflați în legătură cu niște rude și care, da, pot ține de rutina voastră zilnică. Da?
pot fi niște secrete, pot fi niște lucruri ciudate pe care le aflați acolo. Hai să vedem, dragi peștișori. Wow, asul de cupe. 4 de monede. Ești foarte sigur pe tine. Asul de cupe vorbește despre o zi în care vei avea foarte mari emoții, o zi intensă din punct de vedere emoțional. Uite, ești foarte sigur pe tine într-o poveste, ești foarte sigur pe situația în care te afli. Îți place ceea ce faci. Unii pești poate chiar conștientizați. Uite, chestia asta îmi place să fac și vreau să devin cel mai bun pe partea asta. Împăratul, o legătură cu zodia berbec, păi, dragi peștișori, e vorba despre o regulă care se impune fie la muncă, fie în general în viața voastră și tot împăratul vorbește despre un moment clarificator. Împăratul vine cu reguli, împăratul este cel care, nu știu, pentru unii pești poate să apară o nouă persoană, dar nu-i valabil pentru toată lumea, da? Nu-i valabil pentru toți. Acum, mai bine aș merge pe ideea să vă impuneți voi niște reguli, voi cu voi, că na, e cazul. Ultima carte, 6 de cupe, o legătură cu o persoană din trecutul tău sau o legătură cu un copil, mai văd aici, cu persoana iubită, o legătură cu o persoană foarte dragă sufletului tău, de ce nu? Și vezi că dacă îți recapeți încrederea asta în tine, sunt șanse să și apară cineva în viața ta. Da? Și asta e ok. Da? Poate să apară, știu eu, o ofertă de muncă sau poate să apară o oportunitate prin care să poți să faci ceea ce îți place, ceea ce îți dorești. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă doresc o eclipsă cât mai frumoasă, cu surprize cât mai plăcute, deși mie personal mi-e cam teamă de ceea ce urmează prin lume, dar nu vreau să comentez, chiar am vrut să mă abțin mult pe această eclipsă, că nu-i treaba mea și plus că oricum, chiar dacă spun, nu vine nimeni să oprească. Dar sunt chestii asupra cărora noi nu prea putem să intervenim, că suntem prea mici pentru astfel de chestii. Putem doar să profităm de eclipsă, da? Să profităm. Normal, repet, viața noastră va fi ca înainte de eclipsă și după eclipsă, mai ales când discutăm de relațiile cu ceilalți. Tot ce ține de zona aceasta. Anumite relații cu siguranță se rup, altele se reiau. V-am spus că luna aprilie vine așa cu ei, ca și cum ar fi o persoană singură. Deodată întâlnește pe cineva, e într-o relație, apoi se desparte, da? Sau cineva care e într-o relație și deodată poți să juri că oamenii rămân împreună, nu, dar se despart, pac, persoana respectivă își găsește și pe altcineva. Deci, chestiuni de genul acesta, resetări puternice în cadrul relațiilor, pe o astfel de combinație, acum vorbesc la final, că nu mă ascultă multă lume, pe o astfel de combinație, chiar și într-o citire de tarot, când apare, e clară treaba că o decizie se ia. Chiar și la nivel mondial, o să vedeți tot felul de decizii din aceste ciudate. Fiind Uranus pe ascendent, se poate întâmpla orice. Și fiind o eclipsă pe grad anaretic și hibridă și ciudată, e clară treaba. Bun, gata, vă îmbrățișez. Încercați să vă odihniți pe această eclipsă pentru că ne va afecta puțin și din punct de vedere, da, al sănătății. Am uitat să mai menționez asta, acum sper că mai ascultă vreo cineva pe aici. Da, cam atât și ce să vă spun, vă doresc o eclipsă frumoasă și luați deciziile cele mai înțelepte și deschideți-vă în fața unei resetări pentru că să ferească ce o să fie din iunie, iulie încolo, nu știu. Eu momentan mă și abțin pentru previziunile pentru luna mai, așa că de asta nu vreau să treceți, da, prin niște chestii mai puțin plăcute, pentru că și energiile astea predispun, omul dispune, dacă știți să joci cu energiile, e ok, te simți bine, dacă nu, aia e viața. Gata, să aveți o eclipsă superbă.